Bună ziua și bun venit la retrospectiva știrilor sportive. În prima etapă a noului sezon a Ligia 3 la fotbal, echipele sucevene au înregistrat următoarele rezultate. Foresta Suceava a câștigat în deplasare cu scorul de 2 la 0, meciul disputat la Vaslui în compania echipei Rapid Brodoc. CSM Bucovina Rădăuți a pierdut pe teren propriu cu scorul de 0 la 2, meciul disputat cu ieșenii de la Știința Miroslava. Șomuz Fălticeni a fost învins în deplasare la Bacău cu scorul de 3 la 1 de către formația gazdă FC Bacău s-a reluat și campionatul județean de fotbal organizat de către AJF Suceava. În prima etapă a Ligii a 4-a s-au înregistrat următoarele rezultate. Recolta Fântânele, Moldova Drăgușeni, scor 3 la 3. Juniorul Salcea, Bradul Putna, scor 7 la 1. Viitorul rău Rarău Câmpulung, scor 6 la 1. Șoi Migura Humorului, Bucovina 2 Rădăuți, 9 la 1. Progresul Frătăuții Vechi, Forestierul Frumosu, scor 1 la 2. Minerul Iacobeni, Bucovina Dărmănești, 3 la 2. Șomuzul Preutești Sporting Poien Solca 4 la 1. În Liga Națională de Rugby, CSM Suceava a pierdut cu un scor zdrobitor 120 la 3, meciul disputat în deplasare cu CSM Constanța. Rugby Club Gura Humorului are programat meciul din această etapă în compania echipei Rugby Club Bărlad pe data de 4 noiembrie. Echipa de volei feminină a României a participat la Campionatul European 2023, desfășurat în Italia, reușind să termine în primele 12 națiuni ale continentului. După ce s-a clasat pe locul 3 în grupa B, fiind devansată doar de Italia și Bulgaria, în optim, fetele noastre au fost învinse cu scorul de 3 la 1 de reprezentativa Franței după un meci foarte disputat. La campionatul balcanic de volei pe plajă, sub 20 de ani, desfășurat în Albania, România este pentru al doilea an consecutiv campioană balcanică la fete, sub 20 de ani. Ioana Miu și Ioana Holodi au dispus de reprezentativa Kosovo cu scorul de 2 la 0. Briana Fechete și Maria Baciu au obținut bronzul, iar băieții Andrei Capătă și Sergiu Popa au obținut bronzul la competiția masculină. Încă o calificare pentru sportivii români la Jocurile Olimpice de la Paris. Gimnasta Analiese Drăgan a reușit să obțină calificarea la Jocurile Olimpice după ce s-a clasat pe locul 17 la individual la campionatele mondiale de la Valencia. Sportiva antrenată de Maria Gârbă se va bucura astfel de prima participare la Jocurile Olimpice. La campionatele mondiale de atletism de la Budapesta, Bianca Gelber a ocupat locul 7 la final, în finala de aruncare a ciocanului, cu o aruncare de 73 de metri și 70 de centimetri, fiind doar la 30 de centimetri de baremul olimpic de calificare. La campionatele mondiale de caia canoe, desfășurate la Duisburg, în Germania, România a obținut 3 medalii și a reușit să califice 3 sportivi la Jocurile Olimpice de la Paris. Canoistul Cătălin Chirilă a reușit să câștige medalia de aur în proba de 500 de metri și argintul în proba olimpică de 1000 de metri, asigurându-și totodată calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. În proba de canoe dublu, canoiștii Ilie Sprâncean și Oleg Nuță au terminat proba de canoie dublu de 1000 de metri pe locul 3, obținând medalia de bronz. În proba olimpică, cea de 500 de metri, canoiștii pregătiți de către Florin Popescu au sosit pe locul 6, obținând calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Un total de 9 medalii, dintre care 8 de aur și una de argint, România s-a clasat pe locul 1 în clasamentul pe națiuni la campionatul european de canotaj tineret Under-23, desfășurat la Krefeld, în Germania. Medalile de aur au fost obținute de echipajele de 4 rame cu cărmaci masculin și feminin, echipajele de 8 plus 1 feminin și masculin, dublu rame feminin, 4 rame masculin, dublu rame masculin și feminin, medalia de argint fiind obținută de echipajul de 4 rame feminin. Medalie de argint la campionatele mondiale de biatlon pe role. Dmitri Șmaiev a terminat pe locul 2 în proba de mass start de la campionatele mondiale de biatlon pe role desfășurate în Brezno ozbie cu două ținte ratate în poligon din 20. Maiev a terminat traseul la doar 8,6 secunde de câștigătorul medalii de aur, ucraineanul Lesiuk. Pe a treia treapta podiumului a sosit lituanianul Stroila. Aceasta a fost retrospectiva știrilor sportive.